Continuăm emisiunea Oameni Buni. Dacă e vineri, vedem cum arată o zi din viața unui vlogger. Săptămâna aceasta îl cunoaștem pe Adrian Pov, un vlogger cu peste 500.000 de urmăritori constanți. Colegii mei l-au vizitat acasă, la Constanța, acolo unde s-au nimerit chiar în prima zi de grădiniță pentru Eva, fiica lui și a soției Ela. Haideți să vedem materialul. Gata, a venit și ziua asta, ziua în care Eva merge la grădiniță, are ghiozdănelul făcut, avem floricele pentru educatoare, țineți-ne pumnii! Adrian Pov are 31 de ani și peste 500.000 de abonați pe canalul său de YouTube. Dincolo de YouTube, Adrian zice că are o viață perfectă. Locuiește la malul mării împreună cu soția, cu care se iubește de 15 ani, și cu fetița lui Eva, care a venit pe lume acum 3 ani, cam pe când s-a apucat și el de vlogging. Deci la tine e pe principiu nu contează cine ești sau ce faci. Când copilul îți spune să răspunzi la un telefon de jucărie, păi răspunzi la un telefon de jucărie. În principiu da, ea e șefa aici în casă, inclusiv vlogul, inclusiv programul nostru se camulează așa în jurul ei. Și bine, ne place, nu putem spune că nu ne place. Spune când ai început să faci vlogging. Cochetam de mult timp cu editat, cu filmat, mi-a plăcut întotdeauna să fac asta, am avut un canal, nici nu exista YouTube-ul, urcam videourile pe alte platforme când eram prin facultate. Apoi am început canalul care este și acum Adrian Pov, se numea înainte Scooter Pov, că filmam pe scooter, cu camera pe cască. Când s-a născut Eva, mi-a venit ideea, am zis, mă, uite, în sfârșit am un subiect. Salutare și bine ați venit la un nou video alături de minunata noastră Eva! Tati, zici tu acolo, salut! Salut! Până atunci am căutat, mă, îmi plăcea să editez, îmi plăcea să filmez, dar n-aveam o direcție. Ce. Da. Și ea a fost direcția, ne-am apucat să facem acest daily vlog. Sincer, m-am chinuit în primul an să ratez cât mai puține zile, pentru că îmi pusesem în cap că o să fie un daily vlog și o să filmez în fiecare zi. Nu știam cât e de greu să ai un copil și că dacă nu dormi o noapte, e cam greu să stai să filmezi a doua zi. Monkey, monkey în copac! Tu cu Ela știu că aveți o poveste de dragoste din liceu, nu? Da, din clasa 9. De la 15 ani, în liceu eram în clase alăturate, eu eram la E, ea era la D. Cred că atunci când întâlnești într-adevăr o persoană potrivită, dar să fie și la momentul potrivit, se întâmplă. Nu eram un băiat foarte cu minte, ca să zic așa. Întâlnirea cu ea m-a cumințit și m-a schimbat. Adică eu m-am schimbat, ea s-a schimbat. Adică cred că ăsta e secretul. Până la urmă, compromisuri de ambele părți. Ia vezi ce ți-a gătit mami, ia întreabă. Mami, ce mi-ai gătit azi? Pupici. Nu contează ce mi-ai gătit, eu oricum mănânc. N-am mâncat oricum. Care e mai dur în familie? Mai sever? Eu mă supăr mai ușor, dar îmi trece la fel de ușor. Ea se supără mai greu și trece mai greu. Aveți că acolo e problema. Da. Bine, dar, în general femeile sunt așa. E bine că mie îmi trece repede și de obicei ăsta la care mă duc și hai să ne împăcăm, că nu are rost, ea e un pic mai încăpăsnată, dar după aia când privește în urmă își dă seama că asta mai mult decât trebuie, supărată. Priză! Salut! Vrei salut. Să vii cu noi aici în interviu? Eva, cum s-a obișnuit cu filmatul? Că totuși o văd obișnuit așa, în general copiii se... Nu, pare ușor pe videourile mele, cei care urmăresc videourile cred că au impresia că e destul de ușor. Însă eu în spate alerg destul de mult ca să pot să pun un minut cu Eva într-un video. Salut vlog! Salut vlog! Spre după amiază, Adrian a ieșit la plimbare cu familia. S-au bucurat cu toții de vremea bună, iar tatăl Adrian s-a jucat cu fiica Eva, în timp ce mama Ela înregistra fiecare moment. La indicațiile lui Adi îi filmez și sper să iasă ok, dar în general mă descurc așa, în mare, la joacă cel puțin, îmi face plăcere să-i filmez. Hop. Mai face observații. Opa, mai prins. Da, da, îmi face. Pentru că nu prea am eu ochiul format exact ce vrea el să filmeze, ce cadre vrea să prindă și
îmi spune înainte așa, dar nu tot timpul îmi iese, da? În general îmi iese. Da. Tu cum ești obișnuită cu camera? Cum te-ai obișnuit cu camera? A fost mai greu la început, dar pe parcurs așa, filmând zi de zi, practic am început să o ignor și nu mi-am mai dat seama. Dar la început, într-adevăr, parcă era totul instant, așa mi se părea că acum se întâmplă, acum trebuie să filmăm, dacă nu-mi iese acum s-a terminat. Vă mai doriți un copil, am înțeles. Da, chiar ne dorim și să nu fie nici diferența prea mare de vârstă ca să se joace împreună. Și eu am o soră și Adi are o soră, ne place așa să fie familia mai mare. Adi, vreau să știi că ești ultimul vlogger din seria mea cu o zi din viața unui vlogger. Iar acum trecem la următoarea parte a rubricii, care se numește provocarea vloggerilor, așa că te rog frumos să dai o provocare următorului vlogger. Să dăm o provocare, da. Prietenului meu Ghiduș, Alex, te salut. Și pentru că știu că și tu ai o relație destul de lungă, cam cât de lungă o avem și noi, o zi întreagă trebuie să faci tot ce vrea prietena ta.